A 6-a favorită a competiției a avut nevoie de doar o oră pentru a trece de Delagva jucătoare venită din calificări. Ce greșeală! Este o greșeală pe care sunt convins că o va afecta. 30 egal. Jucătoarea de la Antipozi a câștigat primul game al meciului, dar apoi Halep a reușit două break-uri, adjudecându-și setul în 33 de minute cu scorul de 6-2. Al doilea set a început cu Delagva în avantaj, dar Simona a câștigat următoarele 3 jocuri, reușind apoi un nou break la scorul de 4-2 pentru a încheia rapid conturile cu un nou 6-2. Ce mare campioană este Simona Halep! Formidabil! În cadrul meciului, Halep a reușit 4 ași, dar a comis și 3 duble greșeli. A salvat însă toate cele 10 șanse de break pe care le-a avut adversara sa, căreia i-a învins serviciul de 4 ori. Simona și-a adjudecat până în acest moment un cec de 225.000 de dolari și 390 de puncte WTA și va juca în penultimul act cu poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie numărul 2 și numărul 3 în clasamentul WTA. În meciurile directe cu poloneza Radwanska, Simona Halep conduce cu 3-2, ultima întâlnire fiind câștigată de jucătoarea din Constanța cu 7-5, 6-2 în semifinalele turneului de la Doha. Luni, tenismena va fi oficial clasată pe locul 5 WTA, aceasta fiind cea mai bună clasare a unei jucătoare din România de la inaugurarea clasamentului.